Sezonul de sărbători. Un puș de 9 ani o bate pe măsa la cap de luni de zile să-i cumpere un sistem de gaming. Na, să aibă și el un să joace Fortnite. Maica să-i promite că-i va lua o consolă dacă e cu minte și bla bla. Și ne apropiem de Crăciun. Puște deja și face filme că va găsi sub brad un mare rig de gaming sau un PS4 semnat de însuși Kratos. Maica s-a confuză și pe ultima 100 de metri nu știe ce sistem să ia lui Fis. Stă confuză uitându-se pe un raion plin de PlayStation-uri și Xbox. Dintr-o dată, BOOM! Apare Soja Boy cu soluția, lansând nu unul, ci 4 sisteme de gaming, cu prețul ajungând până la $400. Am 9 ani, cine pula mea e Soja Boy? Well, tinere, probabil asta te va ajuta să-ți dai seama. Acum, lăsând rahaturile la o parte, cred că ne este evident tuturor că nu vorbim despre potențialul rival al brandurilor PlayStation și Xbox. Vorbim despre cele joarse de console chinezești rebranduite de acum câțiva ani care rulează pe Android. Deci, mai pe românește, cam cel mai apropiat echivalent de gaming pe care poți să scoți din chestiile astea ar fi Clash of Clans în 4K. Bine, exagerez un pic, având în vedere că și pe Android au început să apară de ani un joc care pot rivaliza la nivel de grafică și context console. Cel puțin vorbim din nivelul PlayStation 2, PlayStation 3. Dar, vedeți voi, piața de gaming pe mobil este vast diferită față de PC și console și jocurile console quality pe mobil sunt mai mult o chestiune de nișă. Fiind o piață populară de jocuri mocha care se bazează abuziv pe microtransacții și pur și simplu jocuri pe care le joacă băta când nu pune statusul de la poptămaș. Ideea principală este că nu vei juca Call of Duty Black Ops 14 pe telefonul tău cu Android 4 și competițiile Clash of Clans nu sunt privite atât de veridic precum competițiile de CSGO și Dota. Înțelegând toate astea, sunt șanse foarte mari să iei decizia de a nu cumpăra un sistem chinezesc la $400, care probabil este mai slab decât smartphone-ul tău. Dar, na, la smartphone-ul tău nu ai voie să așteptăm că poți juca Assassin's Creed Odyssey. Ok, deci constatând chestiile astea ne dăm seama că a compara vânzările pe care le înregistrează Apple cu brandul iPhone cu Soja Game ar fi o jignire. La adresa lui Soja, boy. Dar trezirea că nu-i cazul. Cei care au achiziționat aceste console se împart în trei categorii. 1. Chinezii. Dar aici e justificabil, dat fiind faptul că piața de desfacere a jocurilor video în China este mega controlată și diferită față de Europa și SUA. 2. YouTuberii și cei care au cumpărat în mod ironic. 3. Posibil cei care suferă de retard mediu sau sever. Soja Boy este genul de persoană care, dacă n-ar fi dat lovitura cu Crank Dead în 2007, sigur ai fost ceva agent de vânzări sau ar fi lucrat în domeniul marketing. Bine, aici nu vorbim în mod necesar de high level shit gen PR la Samsung sau ceva, ci mai mult o personificare a episodului Nevăstuica în care babuinul vindea foc la conservă. Argument care este susținut atât de faptul că aceste mirobolante dispozitive există și unele modele vin cu jocuri piratate la Nintendo. Și chiar de modul în care acesta a promovat piesa Cranked, urcând-o pe site-uri de piratat sub numele pieselor care erau hituri în perioada aia. Deci, concluzia pe care orice om cu discernământ și care nu e sub influența trei droguri simultan o poate trage este că scopul acestor dispozitive este de a-i mări portofelul Soja fără ca acesta să investească foarte mult și că nu ar trebui achiziționate nici măcar în mod ironic. Eu am fost Caligula și... Bă, vrei să facem o consolă? Cu ei și prăjit, nu mai am de 10 pete, ce căcat de consolă facem cu banii aia? Well, putem cumpăra ceva telefoane mai vechi, facem ceva aranjamente și ne îmbogățim, mă dragi. Bă, mai vândut. Eu am fost Caligula și mă las de YouTube.